Pentru crescătorii de animale și specialiști în zootehnie din întreaga lume, perioada 13-16 noiembrie 2018 este cel mai important moment al acestui an. În Germania, la Hanovra, se află în plină desfășurare Eurotier, unde sunt prezentate cele mai noi produse și tehnologii pentru creșterea animalelor, a păsărilor și cele din domeniul acvaculturii. Digitalizarea fermelor zootehnice, suport pentru managementul fermei, sănătate animală și siguranța alimentară este tema principală a acestui eveniment mondial. Să-l ascultăm de la fața locului pe medicul veterinar Radu Antohe, dar și expert în dezvoltare rurală. Bună ziua, doamnelor și domnilor! O nouă ediție, Eurotir 2018, ne aflăm la Hanovra, ne aflăm în târgul destinat crescătorilor de rase, de vaci, de carne, vaci de lapte, celor care și-au dezvoltat în timp și spațiu un sistem de a-și pune în valoare genetica pe care o au. Astăzi veți vedea câteva exemplare pe care și noi în România le avem. Bineînțeles că tendința în lume, pentru că aici se urmărește foarte mult tendința, care va fi trendul vis-a-vis de creșterea vacilor de lapte și de carne. Și noi în România, cum spuneam un pic mai devreme, Avem acum genetică, avem o tendință spre a dezvolta genetica, spre a aduce exemplare de înaltă valoare, așadar și astăzi la Hanovra veți putea urmări câteva dintre acestea. Dar ce este cel mai important? Este cel mai important lucru de observat și anume faptul că genetica va avea cea mai importantă componentă în timp și spațiu din punct de vedere al valorificării. Dacă până acum se pun și se vor pune în continuare accent pe condițiile de adăpost, condiții de exploatare în condiții de bunăstare a acestor exemplare, în viitor pasul cel mai important va fi spre o cercetare genetică, o cercetare genetică de top. Dar haideți să le urmărim și să vedem efectiv ce se întâmplă astăzi aici la Hanovra. Cum vedeți, avem și exemplare de vaci de lapte consacrate, exemplare de Holstein Friese. Holstein Friese, o vacă ameliorată și dezvoltată special pentru producții de lapte, în condiții de creștere ușor accesibile pentru crescătorii de animale. Așadar, condițiile sunt foarte bune din punct de vedere al exemplarelor pe care trebuie să le urmărim în a dezvolta. În primul rând, producțiile pe care ne putem baza ca fermieri, pentru că trendul în viitor va fi orientarea, având la bază o genetică, orientarea spre piață. Orientarea spre piață cu produse de înaltă valoare. Cea mai consacrată rasă, cum o puteți vedea aici, Holstein Friese, producții record de lapte, producții pe care fermierul le poate lua astăzi într-un calcul foarte bine evidențiat din punct de vedere al managementului de fermă.